Primăria Municipiului Timișoara pregătește proiecte pentru atragerea de fonduri europene pentru zonele Traian, Dacia, Mucioni-Sinaia și Piața Victoriei. Toate proiectele au aceeași viziune în comun. Facem din aceste zone spații pentru oameni și comunitate. Peste tot aducem mai mult spațiu verde, infrastructură mai bună și ne asigurăm că atât copiii cât și seniorii noștri se simt în siguranță pe stradă, transmite primarul Dominic Fritz. Edilul a aprobat în Consiliul Local o nouă etapă necesară a accesării de fonduri și anume delimitarea zonelor de regenerare urbană pe care Primăria Timișoara le are în vedere pentru modernizare cu bani europeni.